stimați invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 40 al 3 din legea 215-2001, republicată cu modificări și completări de ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședința ordinară prin dispoziția numărul 10 din 23 ianuarie 2019, emisă de domnul primar. Sunt prezenți toți consilierii, deci evident ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Vă rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Da, mulțumesc. Vă plăce cu un prim moment introductiv. Mi amintesc de o întâmplare care s-a petrecut pe vremea spartanelor. Ei au trebuit la un moment dat în recunoaștere pe cineva ca să estimeze forța adversară în perioada războaielor cu Persia. Deci războaiele cred că Persana a fost cu tot de începând cu clasa 5-a. La care spada se întoarce și îi spune general sunt atât de mulți dușmanii noștri încât nu se vede nici lumina soarelui. La care în stilul laconic spartanii vor ca puțin pe aici și peste mare la coare. Nu-i nimic, un tam umbră. Parafrazând, cred că putem accepta ideea că noi vom gândi la rece astăzi și sunt convins să putem opăși o situație. Prima zi de activitate la Casa Comunei, doamna bibliotecară a fost plecată la o instituire, probabil gestiunea centrală a fost atât cât se vede. Contează să ai noroc în viață, avem noroc să apare cel puțin la fel de cauza ca noi. Eu vă spun bun venit, în primul rând, doamnelor și domnilor consilieri, în egală măsură, mă bucur de prezența colaboratorilor din primărie. Și s-a mai rămas cineva în primărie, totuși. Azi, ca deja, sugerează că avem o ordine de zi bogată, și fără îndoială cu importanța firească pentru bunul mers al administrației locale. Conform procedurilor noastre, o să reamintesc ordinea de zi pentru a putea fi deliberată. La primul punct avem un proiect de hotărâre pentru aprobarea contractului de lucrări numărul 15.2019, privind realizarea serviciilor de proiectare și executarea obiectivului de investiție, realizarea rețea apă potabilă și canalizare în statele Filipe și Bogdăren, Comuna Bogdăren, Vietul Bacău. Inițiator, semnat. La punctul al doilea, tot un proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului. Sistem integrat de management al deșeurilor solide în Vietul Bacău, inițiator domnul viceprimar. La punctul al treilea, de asemenea, domnul viceprimar, propune un proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în Vietul Bacău, numărul 2357 din 6-5-2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului CC Compania Rompre Service. Am precizat, când este inițiatorul la punctul 4 de extinsorie a viceprimarului, care se termină, reîncep un proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului, inițiator subsemnatul. Vă propun în continuare un proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de asistență personală pentru persoane cu handicap pentru anul curent, adică 2019, inițiator subsemnat. Revenim la domnul viceprimar cu un proiect de hotărâre privind aprobarea planului pentru lucrări de interes local care vor fi executate în 2019 și beneficiarul venitului minim garantat. La punctul al 7 la o informare cu privire la activitatea de asistență și protecție socială la OAT Bogdăneri, de după tot pentru anul care a trecut, prezentă doamna Scutaru, consilier în primărie. Insist, doamna
Carol, la punctul al 8-lea, un raport cu privire la activitatea desfășurată de asistență personală pentru persoane cu handicap, în semestru al 2-lea, 2018. La punctul al 9-lea, figurează un raport privind activitatea desfășurată de serviciu voluntar pentru situații de urgență în anul 2018. Regret, cred că nu sunt singurul, absența domnului Andruș Constantin, care are probleme de sănătate. Plecat pur și simplu în policlinică. Este prezentă doamna cu studiul ridicat cu o informare cu privire la stadiul de completare a registrului agricol pentru semestrul 2018, acompaniată de domnul inginer Mocanu Dorin, care contribuie la realizarea acestui deziderat și ceea ce se numește completarea registrului online. Este prezentă doamna Cușcașă, Dorina Mijlodica, cu un raport privind activitatea de desfășurată la Biblioteca Comunală Bocănești în anul 2018. De asemenea, rămânem în zona de competență a doamnei Cușcașă, un proiect de hotărâre privind aprobarea planului de activități care se vor desfășura la Biblioteca Comunală Bocănești în anul 2019. Inițiator, Comisia de Specialitate, avem, în mod obișnuit, niște solicitări adresate Consiliului Local. Se adaugă și am înțeles că au fost acceptate de dumneavoastră un proiect de hotărâre pentru modificarea de la hotărârea Consiliului Local numărul 62 din 21.12.2018 privind acordarea de subvenție din bugetul local al OAT Bocănești pentru plata taxei de salubrizare a persoanei fizice în anul în care suntem. Inițiator, domnul viceprimar. Și încă un proiect de hotărâre pentru aprobarea actului de deal numărul 1 la contractul de delegare prin concesiunea gestiunii din serviciul de operare a instalatorului de șeuri în județul Bacău. Deci, 13 plus 2 materiale pentru dezbatere sau prezentare. Să aibă loc de eliberare. Se pun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Domnul Grigore. Dacă fiind unanimitatea constatată, eu vă mulțumesc și ne dau ștafeta președintului de ședință, doamna Cătălin. Urmează conform înțelegerii de dumneavoastră. Cu felicit. Dacă nu, supun la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 19 decembrie 2018. Cine este pentru? Mulțumesc în unanimitate procesul verbal încheiat în ședința anterioară a fost aprobat. Mulțumesc, poftiți. Da. Trecem la primul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contractului de lucrări numărul 1 din 15 ianuarie 2019 privind realizarea serviciilor de proiectare și execuția obiectivului de investiții, realizarea rețea potabilă și canalizare a satele Filipești și Bocănești, inițiat de domnul primar. Da, în ghilimele v-am amenințat, vă rog, tratat termenul la dare, începută dacă pare altceva dincolo de încălzire a atmosferei. O să continui cu un remember și nu întâmplător, pentru că timpul se scurte ireparabil. Am rămas în zona de citate din literatura veche latină. Și suntem undeva în a doua parte a mandatului pe care îl parcurgem împreună în cadrul administrației locale. Sunt convins că
este un moment în mod firesc, dar fiind postura în care ne aflăm aici, de ținem funcție de demnitate publică, suntem oameni politici, în primul rând, și împreună cu cei din primărie, am convins că deseori reflectăm ce am reușit în această perioadă, ce putem să facem ca să terminăm la modul onorabil, la modul onorabil pentru concetățenii noștri, pentru propria conștiință. Mi-am ales ca reper de reflecție o hotărâre de Consiliu pe care am adoptat-o anul trecut și nu întâmplător. Anul trecut a fost marcat, ar zice fiecare după priceperea lui, după interesele politice, spuneam, dar cred că e cel mai bine să ne raportăm tot la domeniul nostru feresc, și anume activitatea administrativă. Și anume, am notat un extract din hotărârea Consiliului Local numărul 24, 14.3.2018, primul articol. Care sună cam în felul următor. Deci eu o hotărâre, repet, de tipul angajament prelegit de centenarul reîntregirii țării. Momentul culminat, 1 decembrie, și celelalte momente ale acestei de reîntregire, sau dacă vreți, ceea ce se mai numește Marea Unire. Reamintesc primul articol care a fost agreat și, prin urmare, adoptat, care sună în felul următor. Având în vedere contextul reîntregirii țării, administrația Comunei Bogdănești, județul Bacău, se angajează să edifice o comunitate modernă, conform aspirațiilor strămoșilor, generații prezente și viitoare. Am zis că este o formulare sintetică, o formulare care ne obligă, atât față de sacrificiul strămoșilor, dar ne obligă generația prezentă și generația viitoare. Tot ceea ce facem în cadrul administrației locale, facem pentru prezent, dar de cele mai multe ori pentru viitor. Deocamdată atât, mulțumesc că a fost îngăduitor cu această digresiune. Și acum o să trecem la proiectul de hotărâre pe care îl propun atenției dumneavoastră. O proiect de hotărâre pentru aprobarea contractului de lucrare numărul 1. Este primul contract de achiziție publică din 15.3.2019. Privind realizarea serviciilor de proiectare și execuție a obiectivului de investiții, realizare rețea de apă și canalizare în satele Pitipești și Bogdănești, comuna Bogdănești. O să reamintesc și tot să dau citire proiectului de hotărâre. La primul articol propun aprobarea contractului de lucrări numărul 1 din 15.3.2019 privind realizarea serviciilor de proiectare și execuție a obiectivului de investiții, realizare rețea de apă și canalizare în satele Pitipești și Bogdănești, conform anexei care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare primarul comune și doamna Răcauțeanu Romelea, de fapt, în dreapta mea, fiind șefa bugetului local, consilier în aparatul de specialitate, deci, vor duce la îndeplinire de hotărâre și al treilea, formularea pe care o mai cunoaște. După aprobare, secretarul Comisiei Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei, Departamentul Financiar Contabilitate, doamnei Iftin Carina și instituție prefectului Vestul Bacău. Acum, ca să conturez și mai bine să scrieți baza de discuții,
să reamintesc expunerea de motive. Ce m-a determinat ca să vin în fața dumneavoastră cu această expunere de motive? Deci, doamnelor și domnilor consilieri, conform strategiei de dezvoltare a Comunei Băungănești, creșterea calității vieții cetățenilor comune reprezintă unul dintre obiectivele fundamentale. Pentru realizarea acestei degenerate, administrația locală din Băungănești a manifestat o preocupare constantă pentru realizarea sau modernizarea infrastructurii ca suport pentru servicii publice de calitate. În anii 2017 și 2018, activitatea Primăriei Băungănești a fost direcționată cu prioritate pentru constituirea de resurse financiare în vederea modernizării drumurilor și realizarea unei rețele de apă și canalizare, obiective din investiții care pot revoluționa cu adevărat calitatea vieții în Băungănești. Dovada celor menționate prin contractul 1283 din 2018, deci în urmă cu aproape 9 luni și înregistrat la Primăria Băungănești cu numărul 772-28-2018, Comuna Băungănești obține de la Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice o finanțare în sumă totală de 13.359.476 lei pentru realizarea obiectivului de investiții pe care l-am menționat. După ce a fost parcursă procedura de achiziție publică, noi discutat aici despre dificultățile, nu mai sub aspect cronologic, dar și sub aspect metodologiei de desfășurare. În perioada mai-decembrie 2018, în data de 15.1.2019, a fost semnat contractul menționat în titlul prezent. Deci, având în vedere principiile generale privind cheltuirea banilor publici, și am notat unul dintre principii pe care îl consider cel mai adecvat, cel mai potrivit pentru acest proiect de hotărâre. Apoi, legislația privind achizițiile publice, contextul actual privind mediul economico-financiar din țara noastră, instrucțiunea emisă de președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, pe care o aveți ca material ce susține acest proiect. Instrucțiune care este act oficial, operează, trebuie respectată, a fost publicată în Monitor Oficial numărul 32 din 11 ianuarie 2019. Importanța contractului menționat anterior pentru comunitatea locală. Normal, având în vedere aceste considerente, solicit Consiliul Local de Băungănești adoptarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Ceea ce am notat aici este rezultatul unor reflecții în temeiul legislației existente și, fără îndoială, în virtutea experienței pe care o am. Am pornit la ideea de transparență, am pornit la importanța contractului pentru comunitate. Dacă vreți, apropo de strategia de dezvoltare, acolo începe cu viziune. De fapt, ce dorim prin transpunerea practică și personală în concordanță cu resursele identificate, mă refer la cele financiare, am încercat, vorba președintelui țării, pas cu pas, ca să pun în aplicare ceea ce am adoptat împreună și lucrurile în care credem toți. Și, în mod firesc, responsabil. Este cel mai mare contract de finanțare, este investiția cu cea mai mare valoare. Nu întâmplător am formulat această sintagmă, că echivalează cu o revoluție în ceea ce privește infrastructura locală, implicit creșterea standardelor de viață pentru comunitate. Având și perspectiva profesiei de bază, profesor de istorie, am gândit sau mi-am reamintit de ceea ce au făcut și pe trimitere la hotărârea
discuția în regulă de dispensare și așa mai departe. Este o perioadă cu un ritm deosebit și cu niște așteptări deosebite în ceea ce privește standardele de viață tribună, pe toate lumea vrea să trăiască mai bine, să câștige mai bine, să aibă condiții de locuit privare. M-am gândit că nu este foarte exagerată această sintagmă de modernizare, de revoluționare, pentru că punerea în aplicare, pe care eu sunt convins cel puțin și dumneavoastră puteți intui acest lucru, nu va fi facil această punere în aplicare. Potrivă, va fi un drum dificil pe care trebuie să-l parcurgem împreună. O altă motivație care m-a determinat să-l prezint dumneavoastră spre acceptare, suntem convins că va fi acceptată în unanimitate, pentru că toți avem aceeași bună credință. Asociați transparența și mai ales acea instrucțiune, ați avut-o la dosar, privind ajustarea contractului. Sunt convins că ați citit-o și ați înțeles. De respect față de instituția pe care o reprezentați și de respect față de toți cei care suntem aici, față de cheltuirea banului public, am zis că este bine să clarificăm lucrurile de la început. Contractul are o valoare actuală, dar ea nu va rămâne aceeași. Nu se știe care va fi valoarea finală, datorită ceea ce instrucțiunea numește situație imprevizibile. Dacă erau situații previzibile, cuantificabile, știți care e procedura. În acordul părților între beneficiar și executant, se poate, sau se putea încheia un act adițional. Ei, nu poți încheia un act adițional, fie ceea ce nu se cunoaște, ceea ce este imprevizibil. O să dau un singur exemplu aici. Unul din, dacă vreți, elementele care va determina ajustarea contractului, bine, contractul poate să fie ajustat în două sensuri. Poate fi și diminuat, atât puțin de crezut, și poate fi majorat. Este deficitul de forței de muncă. România are probleme ca și alte țări. Au apărut deja, cum se spune, muncitori străini din toate colțurile lumii aproape. Întâmplător am receptat o informație din mass media, de la televizor. La ora actuală sunt cam 300.000 de muncitori activi, ceea ce înseamnă de abia jumătate din necesar. Țara are foarte multe proiecte, există finanțări pe PNDL și alte programe, mă refer la finanțarea internă, un fond de investiții locale mai nou, la care sper să participăm și noi, dar nu atât mare cel cu monstrească. Și atunci, guvernul s-a gândit la o măsură care este apreciat, am stăpit la constructuri, dar cu constructuri și oameni care ori nu fac politică, ori nu au orientarea politică pe care oameni și alte colegi venite. Au apreciat pentru că nu prea mai aveau aer în punct de financiar această măsură. Acele măsuri printr-o ordonanță a Guvernului care stimulează muncitorii români să rămână în țară prin acceptarea sectorială, bineînțeles, a salariului minim brut de vreo 3.000 de lei față de ceea ce avem la ora actuală în alte domenii. Și niște scutiri pe care același act guvernamental le acordă angajatorului. Deci, companiei, staff-ului, administratorului,
este de natură, deci are nevoie să fidelizeze muncitorii români să rămână în țară. Evident, din alte informații pe care le-am dobândit și care mi erau necesare ca să mă determine la acest proiect de hotărâre, nu numai prețul forței de muncă s-a modificat. Prețul manoperei, normal, se poate răspunde pe foarte multe domenii de activitate. Mi-a pus problema ce se întâmplă dacă rămânem, să spunem, la mâna constructorului. Și am găsit în legislație explicată sau, dacă vreți, calea către un echilibru. Guvernul, prin agenția ta specială, ca structură în cadrul Ministerului de Finanțe, este Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ANAP, prescurtată. A întocmit o formulă care ține lucrurile în frâu, în echilibru. Deci, constructorul nu poate să solicite majorarea prețurilor, mă rog, la decontare, că începe situația de lucrări, în mod arbitrar, discreționar. Legiuitorul respectiv, agenția respectivă, dacă ați văzut la sfârșitul instrucțiunii, prezintă o formulă după care se va face adoptarea contractului. În baza unor indicatori care sunt publicat în monitor oficial și sunt publicat de către Institutul Național de Statistică. Deci nici o parte nu poate să balanceze în mod normal de o manieră arbitrară. Pentru că solicitările de ajutare pot fi în baza aceste formule. Întâmplător, am discutat chiar cu reprezentanții constructori și cred că am mai lucrat cu ei la modernizarea lor. Am întrebat la ce nu putem aștepta. Vor încerca să folosește nota, mi-au spus categoric că nu vor încerca pentru că și ei sunt supuși controlul. Când vine curtea de control, de exemplu, și ne verifică plățile noastre, dacă se constată aparte de la legalitate, nu tot de conturi, întreabă după ei și face demersurile să remedieze situația. Evident, eu cred că avem capacitatea să ne apărăm la competența din interiorul primăriei. Și repet, pentru transparență, acest lucru pe parcursul de rulare proiectului, asta este interesul nostru, am subliniat lucrul acesta, este cea mai mare proiect și trebuie dus la bun sfârșit, pur și simplu, evident, în condițiile legii. De-aia am zis că e mai bine să prezint situația acum, la început de drum, care a început chiar ieri, adun contractul este și pentru serviciile de proiectare și după aia execuție, după ce obținem avizele necesare, care ne vor conduce la situația de emisie autorizată de construire. Ieri am fost la identificare pe teren, deci e un lucru bun. Proiectantul, într-adevăr, aveam informații, reprezintă o entitate serioasă și împreună cu constructorul a văzut exact care pot fi, au văzut care pot fi impedimentele la teren ca să iată un proiect fezabil, deci care se poate fi pus în aplicare, că nu va fi deloc ușor. Zona drumului este cât este. Sunt obstacole care trebuie înlăturate pe cale legală. Există o lege a drumului, care spune clar cât înseamnă amprit, adică cale de rulare până la ștant, inclusiv rețelele nu pot să le bage în platforma drumului, că văd de nimeni nu avește, le sancționează. În zona de siguranță, dacă sunt îngropate, există niște standarde, niște cote, între
Două telefoane, telecomul, Orange, așa mai departe. În mod să vezi că discutam de transparentă, va fi cel mai greu să obținem avizul de amplasare a rețelelor, așa se numește, sau autorizația de amplasare, de la drumul național. Care își apără, mă înțeles, cu propriul interes. Rețele de utilitate pot fi amplasate de la șant spre zare. Aveam fântâni care vor trebui dezafectate, copaci, așa mai departe. Cam atât de cam dată. Dacă mai aveți întrebări cu cea mai mare plăcere, vă am încercat o explicare mai amplă, ca să aveți informații corecte, cum se spune directora asta. Mulțumesc pentru răbdare. Mulțumim și noi. Mulțumim, domnule primar, pentru această prezentare de dermatul și foarte competentă. Și vă invit Comisia Fărăuda să prezinte raportul de vizare. Nu vă dați. Doamne și domnule consilier, comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâre și a dat mai mult favorabil. Și comisia 3. Da, și comisia 3 a dat raport favorabil. Acel moment de maximă intensitate. Vreau să vă felicit pentru determinarea, atât pe dumneavoastră, cum rezumat, cât și pe echipa din primărie cu care dumneavoastră colaborați. Știu că în spatele, până la acest moment, în spatele acestui proiect, se ascunde foarte multă muncă, nopți nedormite, drumuri pe toată țara pentru a vizita și probabil că și de acum încolo, de asemenea, așa cu foarte multă muncă. Vă doresc să aveți succes în continuare, fericit și echipa câștigătoare și, bineînțeles, să ne privim în aceeași formulă și la desmătământ. Mult succes! Mulțumim, oameni, ce mă și eu vă mulțumesc, vreau să mulțumesc la toți consilierii care au tratat cu mare seriozitate. N-am întâlnit niciun obstacol din partea dumneavoastră la asta vă onorează, la fel cum am mulțumit și echipe din primărie. Atât. Chiar nu curioasă.
Vezi că toate partidele trag de vie. Partidele? Toate partidele o trag de vie. Nici o problemă, eu sunt vă spun. Noi plănuim când nu vreți să deveniți om politic și tragem din dumneavoastră. Tot românii fac politică. N-am vorbit de politică. Eu sunt excepția, dar nu știu. Vorba profetului Marinului, ce o să faci? Voi face. Bun, acum trecem la punctul 2, la ordine de zi. Totul proiectul de hotărâre. Privind aprobarea actului adițional numărul 3, la documentul de constituție, modul de implementare al proiectului, sistem de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Inițiator, domnul viceprimar, domnul Bune. Doamna și domnul președinte, primar din stat, în ața să luăm proiectul de hotărâri, care spune pentru aprobarea actului adițional numărul 3, a documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Ați avut la citit. Trecem la propunere. La articolul 8. Să se aprobe actul adițional numărul 3 a documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, prevăzută în anexa care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Să se încărnicească domnul Grigore Gheorghe, având calitate de reprezentant al Comunei Bogdești, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezentul proiect de hotărâre în adunarea generală a Asociației. Avem toate documentații. Raportul de avizare. A doua raport. Avizul de legalitate al domnului secretar Mircea Vasile. Raportul făcut de mine. Deocamdată la proiectul de hotărâre. Dar asta s-a luat în la da,
gestiona această problemă. Ca o părere personală. Deci, s-o evit un impediment. Noi la Rotresul să figurăm cu un anumit număr de persoane, respectiv 2500. În realitate, OAT-ul Bogdănești prin primării și părțile locale au stabilit că e un număr mai mic de persoane decât cel de statistici primari. Normal, dumneavoastră, ca reprezentant al nostru, acolo, la adunare generală, ar trebui să puneți o problemă, deci să modifice, practic, acta acțională la acest contract, a fiecare început de an să facă un recesământ, deci noi nu suntem obligați să plătim 2500, să facem recesământ, dacă avem 1900, 1800, 2200, să plătim pe cât avem. Sau dacă nu, a doua măsură, ar fi un, ca o idee, tot act adițional, să noi plătim la persoană, plătim la tonaj, să avem un reprezentant care să asiste la căcărirea acestui contract. Și noi, din programul local, o să vedem cum face ca să nu mai fim datori. Așa, dacă noi figurăm cu 2500 de persoane, noi suntem cu 1900, o să fim datori în fiecare an. Deci trebuie să puneți problema acolo, sau eventual, să vă uniți cu mai mulți reprezentanți al acestor, să schimbăm ceva. Dacă vedeți în tot cu contractul vechi, în fiecare an o să fim datori și nu știu unde să facem bani. Atâta. Eu aș mai interpreta dacă nu mai da. Într-adevăr, aveți drept înțelegeți ce se întâmplă cu noi, și mai ales ce se va întâmpla cu noi, apropo și de prezența domnului Albotma, pentru care mă bucur, te-am observat mai târziu, e mai din preță folosită, după ce ai încredere mai mult în el decât în noi. Aici a fost locul spectatorului. Eu văd lucrurile la, de manieră simplificată, că e bine să înțelegem. Nu văd dacă trebuie după titlul la Comunia Națională, se face fără mai ciucă așa până când îl cepeze domnul Grigore. Lucrurile au plecat prost de la început. Am mai avut intervenții și sunt mâhnit de felul cum s-a conceput, mai ales contractul de atribuire a serviciului de salubrizare către Rompre. Cu asta am avut noi de face, asta văd oamenii din comunitate. S-a început cu un master plan. Fost un proiect inițiat de Consiliul Județean și exact cum se spune la noi la Român, din păcate, ce începe bine și cum suntem și mai bine, da? În ghilimele. În master plan, noi am avut cunoștință de el, am mai prezentat, dacă vă mai amintiți, cu implementare și așa mai departe, am avut încredere în capacitatea celor care au dirijat acest proiect. Au fost și lucruri bune, fără îndoială, spunem, dar ele au degenerat pentru că au pornit de la niște premisi eronate. Pentru că au mers cu master planul, cu datele din master plan luate de la Institutul Național de Statistică, de la ultimul recensământ. Noi figurăm prima dată cu 2700, după aia cu 2500 și așa mai departe. Aceeași eroare s-a petrecut și după ce s-a terminat licitația. O licitație publică destul de dificilă, unde sunt bani mulți, trag mulți de ei. Cu ceea ce primește contestație, că noi am avut noroc la licitația pentru apă și canalizare, că n-am avut contestație. Pur și simplu, putea să mai pierde un an de zile și așa mai departe. Mulțumesc lui Dumnezeu și am avut o echipă bună. Am mulțumit publicului, mulțumesc încă o dată doamnei Iftinca, consultantului, că am avut angajat consultant. Știți că am mai fost aici, s-a făcut diferență la un agregat, la un moment dat. Aici lucrurile s-au întâmplat ca și la apă și acolo a fost un contract prost, că probabil au o prevedere care a fost o consecință, nu probabil, sigur, care sunt, domnule, restul va urmări ca să încaseze taxa la persoane fizice, că aici avem noi dificultatea, la persoane juridice, dar aici nu discutăm că noi
exagerat pentru persoanele juridice. Am spus că trebuie să plătească amorele de mii și așa mai departe. Persoanele juridice, entitățile economice, au chiar direct ieri contract cu o împreză. Așa cum are și primăria și școala. În momentul de față, persoanele juridice, entitățile publice de aici, nu au probleme. Vine în mașina și adivită cu noi. Persoanele fizice care sunt nevinovate și suportă consecințele celor care au condus proiectul. Bun. Noi am avut convenții de fiecare dată cu cei care au format aparatul de execuție, directorul executiv Bogdan Sentru, care am înțeles că și-a dat demisia în sfârșit. Asta arată că lucrurile au evoluat, chiar scurt, așa, cum nu trebuie. Au scăpat de sub control. Am avut de fiecare dată discuții ca să înțelegem cum era numată cu problema. Toate costurile, toate cheltuielile, și de colectare, și de neutralizare la celula 1 care s-a închis, sau proapa numărul 1 în prezent de celula 2 și mai departe, se vor regăsi în banii care colectam de la persoane fizice. Da? În baza tarifelor, dacă vă mai gândiți, în 2000, la sfârșitul 2016 pentru 2017, am aprobat taxa anuală conform tarifului și în 2018. La un moment dat nu s-a mai respectat principiul ăsta. Au apărut noi costuri. E costurul care operează la groapă, la celulă, la 2 în prezent, pretențele ei, printre altele, vom avea ultimul proiect de hotărâre pe care l-am acceptat și vă mulțumesc, cu taxa către mediu, aia de 30 de lei la doar, la cunoștință. Aici avem bază legală, tot restul o revenim asupra acestei chestii. Unii legi, noi domnială, toți trebuie să avem grijă de mediu în țara asta și noi răspundem în comunitate. Pornind de la raportarea rigidă și eronată, repet, la master plan care a fost preluată la atribuirea contractului cu 2500, noi nu mai avem 2500. Ei și-au dat seama, Bogdan Sesu, directorul executiv cu echipa, cu președinte și așa mai departe, că lucrurile s-au inflamat. Prima reacție a primarilor a fost aceea de a raporta că li s-a solicitat. Bun, nu sunteți de acord cu 2500, cât am dat exemplu cu comunele noastre. Spuneți câți utilizați mă răveți, că legea 101 din 2006, legea salubrizării, asta spune. Taxa pentru persoane fizice se stabilește la utilizatori. Nu e normal să pui unui om care nu mai trăiește sau care e plecat afară. Noi am făcut pe bune, am mai repetat asta, am făcut o estimare, poți să-i spui recensământ, că recensământul cel prin definiție conform legii. Am trimis pe fiecare portorul consilierilor, angajatorul din primărie, am trimis dosarul și mi-a rezultat vreo 2000 și ceva. Ultima estimare pe care am făcut-o noi, 1922, parcă, după cât e reacțiune. Ei primari care au văzut să solicită sume mari, prima dată probabil au pus pe cineva din primărie. Domnule, ia vezi la statistici, cu figură, au dat-o, făceau-o, fără să gândească la contății. Când au văzut că n-au de plată, au estimat și ei, dar probabil că au estimat-o din contei, cum se spune. Și a apărut diferențe de 1000 sau 1000 și ceva. Și, acum, în virtutea unui contract până am prost făcut, care n-a prevăzut, n-a luat în seamă dinamica firească a populației, căderea numărului populației, toată lumea a zis că, vai, că nimeni nu ia măsuri reale, eficiente, în legătură cu
tot contractul, pentru 2500 de la, la Bogdane, o repart. Dacă vă duc, sunt situațiile privind deficitul, sunt trei coloane. Prima coloană care se referă la populația declarată, nu mai avem de mandatorii, cum a spus doamna contabilă. Dar pe pretențele Romul Prestului, care a preluat calitatea de operator, noi figurăm un deficit. Diferența între 2500 și 1922 și așa mai departe. Avem de plătit. Da. Mai apare și ecostrucul, spuneam, operatorul de la groapă, care a fost o hotărâre votată de reprezentanții noștri, că cotizația la mediu, aia 30 lei pe tonă, trebuie să plătească o adeură. Am dedus din corespondența care e foarte prostită, greu de înțeles, mai ales ce care nu e specialist, nu toată lumea e specialist în România, cum sunt cei de la Adi, în ghilimele. Dar recent a apărut ordonanța de urgență și, într-adevăr, pentru deblocarea situației, că am primit o notificare, că Rom Prestul pasează la Ecosud, domne, nu mai putem duce gunoiul la Ecosud, că aia nu-l primesc, deoarece un adeu nu au plătit cota asta de mediu. De acord. Apărând acolo, poate putem plăti, că nu e mare sumă, era vorba de legalitate. Și, în principiu, dacă nu dispun chiar pe lumea mea, că nu am o expresie prea elegantă. Adică sunt mai necruși de România. Până acum, nu am putea să plătesc, mai ales că noi plătim tot de o reglementare a Agenției Naționale de Reglementare a Serviciilor Comunitare, a declarația de mediu, noi am plătit. Deja am semnat zilele trecute că e o treabă legală. An de an suntem verificați. 30 lei la tonă. Cât de tonă au domnul Grigor? 48, da? Deci am plătit odată. Acum se pare că trebuie să plătim și la Ecosud. Da, fiind, nu se pare. Actul normativ, plătim și gata. E vreo... 15 lei. 18.000. 18.000 de an, iată, da. Sau 180 de milioane de euro. Ceea ce nu sunt de acord să plătim, pentru că nu avem bază legală de fondată, domnul Grigore Țăracu a preluat o parte totul de dinție la primăria Onești și nu-i prea optimist. Eu atunci, atât timp cât suntem la adăpostul legii, respectăm legea, plătim ce de plătit. Mă ales că am găsit totuși să menținem în echilibru puterea de plată prin subvențiile pe care le-ați aprobat. Pentru deficitul care îl solicită Rom Prestul de data asta, de la 2500 la 1922, cât avem noi declarat acum, și ce-a fost pe anul trecut, 2017-2018, deci solicită să plătim diferența. Acum, diferența totală față de Ecosud, am spus că aprobăm asta și le plătim pe un an, 2018, au mai rămas de plătit către Rom Prest, în total, cât avem în 47 abonat datoria față de Ecosud, ca să primească cu noi la rampă, datoria față de Rom Prest nu. Acum, după părerea mea, care am fost păcălit, zice, doamne, dacă ai hotărâre de Consiliu, nu e nicio problemă, că nu e așa. Dacă aș fi șmecher, aș proceda la fel. Dar nu vreau să fiu șmecher cu dumneavoastră, pentru că, o să spun eu, toată se poate întoarce și nu fac așa ceva, din principiu. Luată cum vreți, dar eu nu fac așa ceva. Că, una, nu am bază legală de curtea de conturi neimpută. Atunci am fost două, mi-am hotărâri Consiliului. Dar cine a inițiat? Nu vreau să-l fac nimeni pe domnul Grigore, nu vreau să facă nimeni în dificultate. La urmă, este o hotărâri Consiliului, dar mă împărță cu toată, că eu semnez orice de plată. Păi, vă dați seama, dacă
plătesc din buget. Toate cheltuielile astea, normal, trebuie plătit din serviciul de utilitate publică care se finanțează de unde, în condiții de lege. Din taxa specială pe care o instituie, dacă legea dă voie, subvenții, da? Dar aici e vorba de deficit. Plata între ADIS și RomPres, care are fonduri de blocare, de salarii, pe care de parte, noi am făcut-o prin ADIS. Am virat bani în conturile ADIS-ului, ADIS-ul trebuia să le mete bani la RomPres. Se pare că mai ales cu diferența asta de ei s-au prevalat de date din master plan, pe care le fac. Și-a vorbit diferența asta. Juridic, e de preferat să le execute RomPres. Să fie o hotărâre pe cotărească definitivă, ca să nu te ai bază legală. Asta ar fi un aspect. Alt aspect, care trebuie să-l avem în vedere, păi, înseamnă că noi am declarat date neconforme cu realitatea, nu? Și dacă acceptăm să facem, să plătim deficitul ăsta, o să spunem, păi de acum înainte așa să plătim, pentru 2500, și pe problemă aspectul ăsta din jur. Nu e complicat, până se contribuie, evident că trebuie să lovești, cum se spune, cu capul de perete. De realitate, din păcate. Dar asta o putem vota într-o listă de cauză, ca să nu mai există obiecțiunea susținută de actul normativ, spunem ordonanța Guvernului, a celor care operează la groapă Ecosud. Asta e. O să vă întâlniți în final, probabil, cu proiectul de hotărâre. Atât. Iarăși, probabil am întins-o, dar mai degrabă să cunoaștem adevărul. Mulțumesc. Acum intervenim, dacă permiteți. Știu că plictisim, dar vorba domnului Dumnezeu trebuie să stabilim de acum. Ca o părere personală, noi dată acum nu mai colectează noi. Nu colectează în iarnă. Nu o să vină nici în februarie. Noi ne-am angajat să nu să adunăm banii la populație. Noi deja o anumită persoane din Bobinești au plătit cu noi. O să le pune, dacă noi primim banii de la ei în continuare, o să le trezim cu cetățenii la ușa primării. Dom'le, eu ți-am plătit în iarba, nu-i rog, eu ți-am plătit în februarie, nu-i rog. Tot din noi, toți, traiul. Deci trebuie să găsim soluția. Vreau să blocăm deocamdată, să nu mai primim banii, ca să știm ce avem de făcut. Nu, nu e bine, dar iar nu e. Să plec, e părerea mea, dar să voi să o duc la cară. Dar dacă rog prețul ăsta, o să vină 3 luni, cetățenii plătesc pentru astea 3 luni, care nu au luat cu noi, nu o să tragă nu știu ce la rog peste. Nu mai avem la primărie. Nu cred că o să avem aici. E tot în cală, domnul consilier. Inginimele, câinele de la macelărie nu pleacă de bunăvoie. Asta e o industrie. Rog prețul să le ia, pentru că nu mai are și obiectiv să facă dacă noi plătim cotizația pe mediu la Ecosud. Vreau să ne mai spun, noi oamenii la Bucurie, nu vom mai refi cu noi, de la Ecosud, pe care am înțeles că o hotărâre a avat, primarii s-au oferit să o plătească. Probabil s-au oferit până când au apărut actul normativ acum. Deci, mâine, noi putem plăti, dar trebuie să vă dăruie. Dar oricum, de n-ai ce? Scuze! N-au mai venit. Cu vorba am mai fost, da? Noi avem conștiința păcată că am găsit soluția subvențiilor, da? Ceea ce e legal plătim, ceea ce nu e legal nu plătim, că tot din bugetul primăriei plătim. Măcar, să spunem, una trece de tribunal aici, că măcar dacă am plătit o singură dată, dar asta ce că creăm, este foarte potrivit. La oamenii eu asta vă spun să fie răsit. Bă, nici mie nu mi-a luat omul. Bine. Dar probabil într-o săptămână o să deblocheze. În momentul, chiar
public la doamna contabilă să facă exces de zelă, de competențe. Să ia legătura cu ecostudul, cu nu știu care, dacă trebuie să fie contabilă. Doamna contabilă, vorbesc eu acum, da? Păi nu poți să spui ei că n-ai credite, n-ai aia. Putem deschide credite și gata. I-am spus că nu, pentru mâini nu pot plăti. M-ați întrebat că pot plăti mâini, pentru mâini la pentru voi, nu poți prova. Da, doamna contabilă, mulțumesc pentru excesul de viață, încă o dată. Atât o să am dat. E bine, rog. Domnul Pușcaș. Domnul întrebat, doamnelor, sunt domnilor. De regulă, orice minune ține cam 3 zile. Nu știu minunea asta cât a ține, dar având în vedere că gunoiul este al nostru, a fel al lor, ei nu pot îndura mult faptul să ne-l colectez, că nu să mai aibă obiect muncii. Și au o adevărată infrastructură dezvoltată. Ei acum păcăiesc că au profitat și de situația nefavorabilă din teren. Cu zăpadă, n-au putut apăci, blocări, mărune, mutilaje. Hai să încercăm să forțăm nota un pic. Poate cineva să prinde, să agață. Așa l-am păcălit. Scuzați expresia cu păcălit. Nu spunem pacientul am chiar așa. Nu a venit o săptămână. Eu nu pot să învăr și o lună, nu-i problemă. Dar ei își vor relua activitatea, bănuiesc eu. Că știu guvernul ăsta nu o să suporte multe bobărnace. Acum se luptă cu bugetul, nu știe cum să-l fărâne, cum să-l adune. Dacă și-o luăm prețul, o să-și ia... Trebuie să-ți facă investiții. Păi bineînțeles, că au fost interese mari aici, mai suntem prea mici pentru treabă. Trebuie să-ți ia ei și lui acuma. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă ne-am lămurit, s-o pun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă să abțin cineva? Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea acțiunilor la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de șeuri principale în județul Bacău și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului de SC Compania Rotrei Servis S.A. Inițiatorul tot domnul viceprimar. Dar și acest proiect de hotărâre la ceasul la ședință. Privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegare gestiunii serviciilor de colectare și transport de șeuri municipale și de sub Bacău, numărul 180-2357 din 6-5-2015. Și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SC Companie Rompres Servicii S.A. Propun. La articolul 1 să se aprobe actul adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegare de gestiune serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale de județul Bacău numărul 180-2357 din 6-5-2015 prevăzută în anexa numărul 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Să se întâlnicească președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, domnul Sorin Brașoveanu, ca în numele și pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, în calitate de mandatar al Comunei Bocăle, să se vezi actul adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegare gestiunii serviciilor de colectare și transport de șeuri principale de pe Bacău, numărul 180-2357 din 6-5-2015. La articolul 3. Să se aprobe tarifele modificate ale operatorului serviciilor de colectare și transport de șeuri principale de pe Bacău, SC Compania Română, București, prevăzute în anexa numărul 2, care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 4. Să se împuternicească domnul Grigore Gheorghe, având calitate de reprezentant al Comunei Bogdănești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 și 3 din prezentul proiect de hotărâre în adunarea generală a Asociației. Articolul 5. După aprobarea hotărârii să fie comunicată de către secretarul Comunei, domnul Ancioi Vasile, persoanele nominalizate la articolul 2 și 4, primarului Comunei Bogdănești, Consiliului Județean Bacău, unitate de implementare a proiectului, sistem integrat de management al deșeurilor solide de Bacău,
instituția prefectului județul Bacău și să fie adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Avem expunerea de motive, raportul de avizare, avizul domnului secretar, raportul de avizare la Comisia numărul 1, raportul de avizare la Comisia numărul 3. Am atât și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule consilier, Comisia numărul 1 este economică, a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil. La fel și Comisia Juridică a dat aviz favorabil. Consiliul local, deci Institutul de Suportare a Familiei Bibliotecă.
spus că mai înainte s-a diminuat personalul din aparatul care m-a ajutat să realizez atribuțiile legale. Pentru că am semnit pe aparată, se spune totuși personalul din primărie, funcționare publici și personalul contractual. La un moment dat, în organigramă de anul trecut, au fost prins că salarizarea lor, chiar dacă era finanțată de un ICEM, trecea prin bugetul local. Și n-am înțeles despre ce, eu o glumă așa, deci a plecat foarte repede din birou, când eram cu doamna Burla, asistent medical generalist. Ea a un contract pe durată determinată. Claudiu a plecat, s-a căsătorit pe Brișor, rămân aminte plăcute, pentru că era un om competent, este un om competent, fără continuare, dar a lucrat aici, la fel ca și doamna Dulacu. Cineva dintre consilieri s-a întrebat de ce am aprobat modificarea contractului, avem contract pe durată determinată. Prin prevederile pe care le găsesc în codul muncii, contractul a fost modificat în ceea ce privește durata, deci la durată determinată, sigur, la durată medie, și cu tot reflexul pe care l-am încercat, scuze, de a încerca să rămâim împreună banii comune, am zis că avem nevoie de un post pe zona de asistență socială, problematica se modifică, se diversifică în același timp cu persoane vulnerabile de la prima vârstă până la bătrânii satului, că asta ne caracterizează în primul rând și zilele noi suntem foarte departe. Și am înțeles că mă pregătesc de mare revoluție politică, tot ce am dat cu termenul acesta de revoluție, ca să trec la liberal. Apropo de calitatea doamnei Burlacu de președinte de organizație liberală. Probabil s-a reproșat, așa am înțeles, în organizație, că a dispărut imediat din birou, a intrat în sala de consiliu. Și trebuie să mai caut acolo. Eu am depătimit acolo rețeaua mă ține la rege. Declar public, mai ales că filmează aici, că niciodată nu trec la al partid. Rămân tot la PSD, rămân tot alături de echipa cu care am început un proiect și cu care sper să continuă. Deci puteți fi liniștiți. Dar ceea ce ar vrea să rețineți, cred că am ajutat președintele organizației liberale. Exact ca în perioada USL-ului. Am ajutat un om primit, nu mai interesează calitatea omului. Și dacă doamna Buzacu reprezintă o calitate în administrația locală, de ce nu? Atât. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Comisar. Da. Comisia numărul 3 a avut jucat în mod favorabil la acest proiect. Mulțumesc. Mulțumesc. Normal, trebuie să văd la replică, domnul primar, băga cu replica. Nu știu de unde ați inventat chestia, că eu personal nu știam nimic. Deci, să înțeleg că pe viitor, doamna Burlacu nu mai fi plătit din fondul UNICEF, va fi plătit din... Exact. Asta. Pe contractul cu UNICEF. Da, fie, da. Am înțeles. Ei au fost în perioadă determinată, de asta doamna Burlacu mai s-a modificat. Două elemente din elemente din contractul care dă voi și codul bun și respectiv durata contractului și salariul. Trebuie să nu fac care se pot face, deci modificarea acestor elemente se pot face la acordul părților. Și prin dispoziția domnului primar sau realizați. Nici nu avem emoții că nu-i funcții publică. Da, mulțumim. Dacă mai dorește cineva, atunci spun că aprobare. Ce-ați putea? Mulțumim.
personal pentru persoane cu handicap pe anul 2019. Inițiator, domnul primar. Da, oportunitatea acestui proiect de hotărâre este legată de începutul de an, nu? Sau dacă vreți, de principiul continuității. Avem persoane cu dificultăți medicale care trebuie ajutate, mai ales că există legislație în acest sens și este un domeniu de activitate ideal. Cred că e cel mai important lucru ca să ajute un om aflat în dificultate. Avem și această datorie ca administrație să nu-i uităm sau să ne amintim cum mai în campanie electorală. Dificultatea principală rezidă în posibilitățile și recunoscute, dar necunoscute. La momentul prezentei, noi nu putem nici măcar estima creditele necesare pentru finanțarea acestui domeniu. Ar trebui să, la modul ideatic, că fiecare persoană cu handicap să aibă asistență ca atare. Noi nu putem petrece așa ceva. Anul trecut o estimare, mai multe doamne, în contabil mă poate ajuta câteva 50 miliarde, să vedem ca să angajăm asistență. Legea spune că se finanțează de la bugetul de stat, sigur, și de la bugetul local, dacă ai bani. Am găsit soluția de micro. Acolo unde e situația este cu dramatic, de exemplu, la familia Brănești, că are doi în situația asta. Și după câte îmi amintesc, la Toma Mișoara, care a fost căsătorită cu tatăl Romeo, dacă îmi amintesc de ăștia, are un băiat în dificultate, într-adevăr, și pur și simplu e singură în fața unui tânăr cu anumite pondere. Și atunci, mi-am pierdut că am avut-o și în audiență, m-am sfătuit cu doamna Scutaru. Numărul este același, tot trei posturi de asistență. Să dea Dumnezeu să putem plăti demnitatea în continuare. Da, sperăm cu toții că și creditele acordate de la bugetul central vor fi suficiente. Deocamdată atât. Mulțumesc. Proiectul a intrat în sfera de activitatea comunității numărul 2 și noi, dincolo, am dat disponabil. Dacă cineva dorește să vă adresez ceva, să vă spunem. Dacă nu știu cam de aprobare, cine este pentru? Deci, nu am invitat să ne votăm și proiectul de la punctul 6 se referă la aprobarea planului pentru lucrările de interes local care vor fi executate în anul 2019 de beneficiare de ministrul plinie cu garantată. Domnul viceprimar este inițiatorul. Asta e aici. Da. Proiectul hotărâre privind aprobarea planului pentru lucrările de interes local care vor fi executate în anul 2019 de către beneficiarii legii nr. 416 din 2019 privind venitul minim garantat. Propun articolul aprobarea planului pentru lucrările de interes local care vor fi executate în anul 2019 de către beneficiarii legii nr. 416 din 2019 privind venitul minim garantat conform anexei care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. La articolul 2. După aprobarea hotărârii, va fi dusă la îndeplinire de către domnul Grigore Gheorghe, viceprimarul Comunei Bogdănești, doamna Sfântul Mirița Elvira, consilier probleme sociale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. La articolul 3. După aprobarea hotărârii, va fi comunicată de secretarul Comunei domnul Conșoriu Vasile, domnul Andrușca Nicolae, primarul Comunei domnul Grigore Gheorghe primar, domnule scutar, doamne scutarul Lămânța Elvira, consilier și instituții prefectului județul Bacău. Avem
raportul de activitate la Comisia numărul 3, de avizare. Referatul doamnei Elvira, expunerea de motive. Și planul pentru lucrările de interior local. Vă mulțumesc! Da, așa că hotărârea a fost adusă de Comisia numărul 3. Dacă doriți să facem discuția, dacă nu propun spre adoptare, ce este de acum, continuăm să ținem ce nu. Dacă pot și acest lucru. Domnul Arbori, cer permisiunea să părăsească ședința personală. Dacă sunteți de acord să o luăm. Preventivă la primărie, dispensar și la
Activitatea apărării împotriva centru a fost organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile legii 307/86 și a ordinului administrației internelor 163/87 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Au fost întocmite acte de autoritate prin apărarea împotriva incendiilor conform prevederilor ordinului mai sus amintit pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Am participat la toate ședințele desfășurate de instituțional, cu privire la informare și instruire perimii de situații de urgență. S-a acționat motocompa din dotarea serviciului pentru evacuarea apei din fântânile publice și private din Comuna Bogdănești, în vederea igienizării cu cloramină, precum și alte intervenții pe linie de situații de urgență și dispoziții date de primarul Comunei Bogdănești. S-au dat răspuns la toate adresele transmise de instituțional pe linie de serviciu cu alte situații de urgență. S-au desfășurat acțiuni de prevenire la școală, grădiniță și la biserici, pe linie de situații de urgență, împreună cu inspectorii ISU-Bacău. S-au luat măsuri de igienizare a șanțurilor de pe marginea trotuarelor, prin îndepărtarea vegetației cu costoare în următarea sănătorului. Având în vedere atenția pe metro transmisă de ISU-Bacău, perioada manifestării pe hidrometeorologice meteorologice periculoase, precipitația abundente și perioadele vasculare, pentru evitarea apariției unor stări potențial generator de situații de urgență, s-au interpris următoarele măsuri. Asigurarea permanenței la primărie, acțiunea de cu care s-a încheiat contractul de prevenire și evitare a efectelor fenomenelor meteorologice prognozate în baza planului de intervenție sau cooperare, specifice tipurilor de risc. Instruirea populației pentru prevenirea incendiilor gospodării, pe terenul agricol și la fel forestier. Avertizarea populației cu prioritatea locuitorilor din zonele cele mai expuse la inundații și canicule. Verificarea legăturilor telefonice cu localități posibil afectate, precum și luarea măsurilor necesare pentru asigurarea funcționării fluxului informațional. S-a supravegheat pe durata atenționării meteorologice sau hidrologice, podurilor, podeților și altor secțiuni înguste de pe cursurile de apă de brază către Bogdănești, în scopul evitării blocării lor împuzitori sau precum și al zonelor în care este posibilă formarea toriței. Verificarea traseilor de evacuare a zonelor de acordare de prim ajutor, atenționarea microfermierilor și a celor care transmitează zonele de risc despre pericolul la care se expun condițiile comportării pe felul cursurilor de apă de regiune posibil a fi afectate, deci studierea și punerea în aplicare a planului de apărare împotriva inundațiilor și fenomenelor meteorologice periculoase și a planului de evacuare întocmit la nivelul Comitetului Local pentru situații de urgență. Deci studierea și punerea în aplicare a planului de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caliculă. Identificarea și monitorizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu în condițiile caracteristice temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor. Interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată. Transmiterea situației operative la Secretariatul Tehnic Permanent, organizat de Centrul Operațional Județean, pe cadrul Inspectoratului de Situații de Urgență, Maior Constantin Enea, județul Bacău. Numai control efectual la grădiniță, școală, biserică și bisericile și casa comunei de la Zăpru s-au constatat de regulă. Pe tot parcursul intervalului, deci 1 ianuarie 2018 31 decembrie 2018, am intervenit la toate elementele de situații de urgență, incendii, inundații, accidente auto sau începuturi de incendiu, anunțate prin serviciul unic de urgență 112. Și urmează o statistică. Aici total incendii pentru anul 2018, 3 incendii la gospodării și populației, 2 incendii la agenții economici, nici 1 incendii de vegetație uscată și tufăriși 1. Totalul gospodării, anexă fântâni, beciuri, teren arabă și cumule afectate de inundațiile din anul 2018 și 17. Din care anexe gospodării 4, fântâni 16, beciuri 5, teren arabă 2 hectare, 20 km. Total controle de prevenire la gospodăriile populației 150. Nereguli constatate 45. S-au efectuat instruirea în următoarele categorii de personal. Membri Comitetului Local pentru situații de urgență, un inspector protecție civilă și membri SVSU, aplicații cu 10 membri SVSU în cazul producerii unui cutremur incendiu la primăria Bogdănești, exercițiu de alarmare de evacuare în cazul producerii unui cutremur sau incendiu la școala gimnazială Bogdănești, la care au participat 10 adulți, 20 de copii și 5 membri SVSU. S-a participat la concursul zonal care a stat desfășurat pe stadionul orașului Târgu Mureș. Ca urmare a adreselor primite de la ISU-Bacău, o prima zi de miercuri a fiecărei luni, prin dispoziția președintului Comitetului Local, s-a executat alarmarea populației prin semnarea acustice ale sirenei în timpul de funcție specificat serviciul de monitorizare.
autorizare. S-au vorbit 25 de rapoarte de activitate și de intervenție pentru justificarea consumului de carburantă cu motor, pompe, drujbe, cositoare și generatoare electrice. Serviciul de dotare pentru situație de urgență este dotat cu materialele care dumneavoastră le-ați văzut aici, pe chete, de incendiu, măturoaie, ligătoare, mă rog, mijloacele de protecție existente. Pentru cine chiar vrea să consulte, există materialul. Pentru îmbunătățirea activității SVSO, propun să ne sprijin în continuare. Concluzii și propuneri de îmbunătățire a activității. În anul 2019 va trebui să se semne exploatarea la maximă noului sistem de management al situațiilor de urgență în cadrul instituțiilor publice și al agențiilor economice. Se va urmări continuarea programului de informare a populației și salariaților prin elaborarea unor materiale educative, legerea cadrului de pregătire specifică școlile generale și la instituțiile publice și agenții economici, continuarea procesului de identificare a unor noi forțe și mijloace de intervenție și încheierea unor prevenții, completarea tutării de protecție civilă, monitorizarea zonelor de risc și luarea tuturor măsurilor posibile pentru limitarea și înlăturarea urmărilor acestora. Mulțumesc! Am citit și ieri la ședință raportul, la domnul secretar. Vreau să atrag atenția un singur lucru. Prin noi, pe anul 2019, deja încasăm plața asta de, pentru pompier, PSI-ul, 5 lei de gospodărie. Noi nu am făcut un proiect de hotărâre în acest sens, să nu avem un consiliu, dar nu i-am aprobat, zic eu. Trebuia am făcut ce-a fost, a fost pentru 2018. Da. Pentru 2019. Da, plața este prinsă în hotărârea privind aprobarea bugetului. Aprobarea și tuturor taxelor locale. De ce este prinsă taxa PSI, dar este prinsă... N-a mai fost separat? Nu s-a mai făcut separat. Da, dar raportul este prezentat de domnul Andrușcă, nu este pus la ora de zi și care sunt pompieri în sat. Noi nu știm cine sunt. Voluntarii care sunt. Se poate și care sunt, mai pot mai lucra, au în vârstă. Aia, nu știm cine sunt. Tot o sunt. Aș vrea, în primul rând, să-i dorim sănătate lui Tenel, cum îi spunem noi. Apreciez buna credință care a fost probată pe parcursul anului 2018. Este foarte important să ai un colaborator, mai ales în domeniul acesta, plin de primeri, care să vedeți preocupare. Bună credință. Am fost în alarmă de multe ori împreună, mai ales în anotipul cu excedent de precipitate și în timpul verii, ceva parte a verii și acum în regimul acesta normal de precipitate formă de zăpadă, care aveam nevoie, la urmă urmă. Am reușit și activități împreună cu viceprimarul comunei, necesare privind asigurarea unui drenaj corespunzător a rețetelor de precipitație. Am reușit lucrare importantă pentru care dumneavoastră ați destinat creditele necesare de colmatarea albei oitudului și am găsit să îmbunătățim sistemul de protecție din această zonă sensibilă pentru că festivale. Este un om de echipă și făcând o parafrază la o discuție anterioară, observația pentru consilier Gâlcu,
dacă nu cumva există acest lucru, domnul Neandrușcă să copteze spre domnul Botez. Prezentarea pompierilor nu era neapărat, cum se spune, un aspect nodal. Informare privind statul lucrărilor de completare a datelor în registrul agricol pe semestru 2018. Conform hotărârii de guvern român numărul 218/2005 privind registrul agricol pentru perioada anilor 2015-2019, reglementată prin ordinul numărul 734/29 aprilie 2015, privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada anilor 2015-2019, articolul 8 alineatul 4 prevede că semestrial în ședința Consiliului Local, prin grija primarului, se face analiza statului de înscriere a datelor la registrul agricol și prin hotărâre se stabilește eficientizarea acestei activități. Conform normelor tehnice de completare a registrului agricol, acestea se constituie ca document oficial de evidență în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației, la societățile și asociațiile agricole care au teren în folosință, animale, construcții și altele, care constituie prima sursă de date privind elaborarea pe plan local al unor politici în domeniile fiscal, agrar, al protecției animale sociale, utilitar, urbanistic, sanitar, școlar și alte asemenea. Baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor, cum ar fi eliberarea documentelor veditoare, proprietatea asupra animalelor, păsărilor, în vederea vânzării în pierduri și oboare privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzărilor produselor pe piață, privind starea materială pentru situații de protecție socială, obținerea unor drepturi materiale sau bănici. Sursa administrativă de date pentru sistemul informațional statistic, respectiv statistică curentă, pregătirea și organizarea recensământilor, organizarea unui sistem de anchete prin sondaj și alte. În conformitate cu prevederile legale, înscrierea datelor în registrul agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, completarea, ținerea la zi, precum și centralizarea datelor în registrul agricol, se face de către persoane împuternicite prin discuția primarului. De asemenea, secretarul comunei coordonează, verifică și răspunde de modul de completare și ținere la zi a registrului agricol, astfel încât orice modificare a datelor în registrul agricol s-a făcut, cu acordul scris al secretarului. Înscrierea datelor în registrul agricol s-a făcut cu cerneală albastră sau pix de culoare albastră, iar modificările cu pastă de culoare roșie sunt vizibile în scrierea anterioară. Modificările făcute în registrul agricol au fost transmise la compartimentul taxe și impozite pentru a se putea calcula corect taxele respective. Registrul agricol, atât pe suport de hârtie cât și pe suport electronic, se deschide pentru o perioadă de 5 ani. Cele care se folosesc în prezent sunt pentru perioada anului 2005-2019. În semestrul 2 al anului 2018, stadiul activității desfășurate la registrul agricol este următorul. 930 de poziții în satul Bogdănești, 270 de poziții în satul Filipești, 1425 de poziții deschise pentru străinași, 38 de poziții persoane juridice, toate aceste poziții de rol au fost actualizate la timp. Față de alte comuni, suntem chiar foarte bine, pot să spun eu că am cunoștință. Ținerea la zi a tuturor pozițiilor de registrele agricole este operațiunea ce se presupune înscrierea, completarea și efectuarea operațiunilor de înregistrare a datelor și informațiilor. De asemenea, în semestrul 2 al anului 2018 s-au rectificat, completat mai multe poziții de rol
De asemenea, s-au anulat 7 poziții de rol în urma dezbaterilor succesorale a contractului de vânzare, cumpărare, donații și altele. În semestrul 2 al anului 2018 s-au eliberat de la Registrul Agricol următoarele documente. 351 de adeverințe pentru eliberare carte de identitate pentru terenul arendă, beneficiarii, ajutor social, venituri agricole, subvenții și altele. 53 de adeverințe pentru încălzire locuință, 5 anexe 1 și 2 privind atestarea posesiei exercitate sub mână de proprietar și identificarea imobilului. De asemenea, au fost date răspunsuri la adresele prin corespondență diversă privind Registrul Agricol și al executării judecătorești, fisc, rapoarte statistice și alte. Au fost înregistrate contracte de arendă și atestate de producători eliberate în această perioadă atât în Registrul Agricol, pe suport de hârtie, cât și în format electronic. Deoarece există foarte multe tipuri de proprietate care nu corespund cu realitatea, în teren, cum ar fi înscrierea greșită de tabla, de parcelă sau nume și prenume de proprietari. În anul 2018 s-au făcut documentații pentru corectarea pe care administrativă pentru 20 dosare, pentru care s-au întocmit referate și s-au înaintat la Comisia Județeană Bacău, iar 18 dosare au fost la Comisia Județeană Bacău ca urmare a hotărârilor judecătorești. De asemenea, s-au întocmit documentații pentru terenul aferente plus construcții, pentru număr de 14 solicitanți. Terenuri care nu au fost înscrise în titlul de proprietate, pentru care s-a înaltat documentația la Comisia Județeană în dosare. În anul 2018 s-au întocmit și eliberat documentații în vederea obținerea atestatului de producător și a carnetului de comercializare produse agricole pentru 30 de producători agricoli. În vederea vânzării terenului agricole extrabilare, s-a întocmit documentația, aveți așa 17, pentru un număr de 27 de proprietari în anul 2018. Toate aceste documentații fiind făcute de pentru eficientizarea activității în scriere datele terenului agricole, se stabilesc următoarele măsuri. În primul rând, se vor respecta prevederile în normelor tehnice de completare a Registrului Agricol și ținerea la zi a acestea. Corectarea datelor, conform actelor care se depun la compartimentul agricol, și anume acte de vânzare, cumpărare, certificate de moștenitor, acte de donație și alte, și transmiterea acestora la compartimentul taxe și impozite pentru stabilirea impozitului conform normelor vigoare, analizarea datelor și verificarea pe baza datelor furnizate de la serviciul de urbanism, transmiterea acestora la compartimentul taxe și impozite și eliberarea unor adeverințe, adrese solicitate de persoane juridice sau fizice. Se vor întocmi documentații pentru solicitările care vor apărea în decursul acestui an, atât pentru terenul aferent de curs construcții, cât și pentru corectările tipurilor de proprietate ce se vor mai ieși pentru modificări, vizarea sau eliberarea de atestate de producători pentru producători agricoli și orice alte acte care se vor solicita pentru buna funcționare a compartimentului agricol. Vă mulțumesc! Poate domnul inginer, dacă știe ceva, cadastrarea terenurilor, că până în 2020 trebuie făcută cadastrarea la toate terenurile. Se face prin primărie sau trebuie fiecare persoană să-și caute cadastru? Am înțeles că alte primării au mers acolo cadastrist și s-a făcut. În acest sens, noi am, primul rând, această lucrare se face de către niște persoane abilitate. Da. Dacă îmi permite o urmăție, cum eu știu acum? Da, chiar e interesant. Deci, această activitate se face de către niște persoane autorizate, de către oficii de cadastru imobiliară. Noi am făcut niște solicitări la câteva persoane, vreau 10 persoane, înscris către aceștia,
să contracteze lucrarea. Prețul lucrărilor sau unitatea de măsură a lucrării respective era stabilită de către guvern. O sumă. Nu, 80 de lei. 80 de lei pe unitate de măsură, pe o măsurătoare. Ori ei, practic, la vremea aceasta, pe o unitate de măsură, solicită cam în jur de 400-500 euro. Diferență foarte mare de preț. Motivat de faptul ăsta, cei care am contactat noi ca să contracteze lucrarea, nu au fost de acord. Nu au dat curs. Motivat de faptul că prețul este mic. Să vedem în cursul anului 2019, că se va reveni, sigur, la această acțiune, dacă guvernul va interveni în vederea majorului și sumele respective, sau din alte surse. Ca vincere, în condițiile astea, nimeni nu s-a angajat la noi. Și nimeni nu s-a angajat să contracteze lucrarea. Dar oricum ea se va finaliza în fel sau altul, oricum se va fi desfășura sumea, pentru că nu se poate unii să o fiști finalizat și astfel în care au făcut de aia sau în cadastra. Ceva se va face în acest sens. Și eu trebuie să fiu atent la calitatea omului.
sunt obligați, eu știu ei, partea de control la, la teren. Au și un program încărcat, dar trebuie făcut de toată lumea și urbanismul care colaborează cu compartimentul agricol și așa mai departe. Deci să avem o evidență clară în noi, în perimetrul nostru administrativ. În rest, eu le mulțumesc pentru seriozitatea și amigația pe care o au, au și alte atribuții. Referitor la aplicarea legilor fondului funcțial și la orice este nevoie. Un coleg apreciez cu această ocazie și le doresc să te mulțumesc. Mulțumesc. Deci, la punctul numărul 11, raportul din activitatea desfășurată la Biblioteca Comunală Dumnezeu pentru anul 2011, de Republica Pușcașul Sărit. Da. Înainte de a da citire raportului, aș vrea să încep cu o informare și să vă spun că astăzi este un zi de însemnătate istorică din viața culturală a Comunii. Este ziua Bibliotecii Comunale și se împlinesc 123 de ani de la existență și reprezintă că e prima bibliotecă publică înființată la sat, din țară. Nu știu dacă toată lumea știa, dar am vrut să anunț cum am prins în raport. Dar am postat pe pagina de Facebook a bibliotecii. Acum să dau citire raportului. Doamnelor și domnilor consilieri, domnule primar, stimați invitați. Anul 2018, declarat an centenar, s-a împlinit 100 de ani de la Marea Unire a tuturor principatelor române, ce a condus spre întregirea României Mari ca stat unitar, național și independent. În toată comunitatea noastră au fost organizate și sărbătorite evenimente, manifestări și programe artistice dedicate centenarului Marii Unire. Citându-l pe marele istoric român Nicolae Iorga, care a spus, comunitatea locală care nu-și cunoaște istorie este ca și copilul care nu-și cunoaște părinții. Avem nevoie mereu să ne întoarcem înspre rădăcini, înspre origini, ca să nu rădăcim drumul ce avem de parcurs. Doamnelor și domnilor, în prin bibliotecă, Muzeul Comunității și Căminul Cultural, ne regăsim rădăcinile și originile, păstrăm și promovăm istoria comunității locale într-un cuvânt patrimoniu structural local. Biblioteca Comunală Bucănești oferă tuturor membrilor comunității servicii de informare, studii, educație, lectură, recreere și le permite să folosească în mod eficient informația, indiferent de formă și tupor, prin acces liber și gratuit la colecțiile bibliotecii, la informații și cunoaștere prin baze de date corpului internet. În intervalul de timp, ianuarie 2018, decembrie 2018, Biblioteca Comunală Bucănești a avut următoarele activități. S-au înscris 10 noi utilizatori, ajungând și se la sfârșitul anului la un număr de 222 utilizatori. Am dat spre împrumut la domiciliu și în bibliotecă un număr de 646 de cărți din diferite domenii, literatură română, literatură universală, literatură pentru copii, istorie, geografie și agricultură. Au fost înregistrate pe tot parcursul anului 925 de vizite la bibliotecă, internet și tenis de masă. Am organizat luna în bibliotecă expoziție de carte, cu câte 3 până la 6 personalități și oameni de cultură s-au comemorat la data respectivă, precum și referate cu date importante despre aceștia. Am făcut achiziție de carte conform sumei de 3.500 de lor, alocată pentru bugetul instituției. Am achiziționat 202 cărți din domeniul istoriei, cărți dedicate centenarului Marii Unire, dar și din domeniul literaturii române și universală. Am primit la prin Asociația Bucănești-Jurnalist, o donație de 67 de cărți, autor Andrei Armanu, fiica comunității noastre. Am preluat și prelucrat noi de achiziții, precum și donațiile prin înregistrarea lor în registrul de inventar, le-am numerotat și scanturat, după care am așezat la rar toate cărțile, făcând posibil accesul liber al utilizatorilor. Dacă în anul 2017 am avut un fond de carte de 6310 unități, la sfârșitul anului 2018, prin achiziție și donație, s-a ajuns la 6.570 de cărți. Am postat rețele de socializare cărțile noi intrate în fondul bibliotecii, pentru a atrage cât mai mulți
precum și o parte din fotografiile ce au reprezentat activitățile și evenimentele culturale importante, petrecute atât în cadrul bibliotecii, cât și în cadrul domeniului cultural. Au fost solicitate, imprimate sau copiate pe hârtie, un număr de 1000 de pagini folosite de elevii școlii din localitate, elevi de liceu, precum și în interesul bibliotecii, constând în referate, informații, desene și copiere. Am supravegheat și am oferit asistență utilizatorilor pentru accesarea calculatoarelor și internetului, pentru găsirea datelor și informațiilor necesare. Am participat cu diferite ocazii la evenimentele culturale prezentate de elevii școlii, atât la domeniul cultural, bibliotecă și școală. Am organizat și pus la dispoziție spațiul necesar de sfășurare activităților în condiții bune. Cu prilejul centenar primar iunie, în martie 2018, am primit la bibliotecă și muzeu vizita unui student de la Facultatea de Istorie din București, pe nume Ionel Munteanu, care a solicitat informații, date, imagini, documente și fotografii vechi, care se reprezinte anii 1916-1918. Am oferit documente informații, date și fotografii vechi din muzeu și despre evenimentul petrecut la noi în comună legătură cu primul război mondial. Am mers împreună cu dânsul în vizită la Domnul Sfântă Ion, localnic al comunei, pentru a-i lua un interviu despre întâmplările știute și auzite de la părinții și bunicii aceștia, făcând referință la luptele date pe Valea Ultimului și pe teritoriul comunei noastre. Interviul a fost dat pe postul Radio România Cultural, dar cei interesați, iar informațiile și fotografiile au fost prezentate virtual în București, la Muzeul Memoriei, când s-a deschis în august de către echipa comunitară la București. În săptămâna școală am primit la Casa Comunei vizita unui grup de copii de la Școala Nicorești, împreună cu doamna învățătoare Anușă Zoița, le-am prezentat biblioteca, muzeul, am făcut poze și le-am postat pe rețele de socializare. Tot în aceeași perioadă de școală, când am primit și vizita elevilor de la Școala Gimnazială Bătănești. Un eveniment de amploare a fost organizat și pregătit pe 15 septembrie la Casa Comunei, intitulat Cartea Cuvintelor în Vot, prezentarea de carte autoare Andreea Nan, o tânără autoare, tată comunității, născută și crescută în această localitate, elevă a școlii Bătănești, a debutat în Arta Scrisului și aspiră spre culmile înalte de succesul. Evenimente dedicate centenarului Marii Unii au fost prezentate pe scena Domeniului Cultural de elevii școlii, într-un program artistic și alocuțiuni despre unire, unde au fost prezenți copiii, părinți, cadre didactice și oficialități din conducerea administrației locale. De 3 decembrie, Ziua Națională a României și sărbătoarea 100 de ani de la Marea Unire, în colaborare cu doamna profesoară Cătălina Marcea, cu elevii de la clasa 10 și elevii de la clasa 5-a, am pregătit și organizat în bibliotecă un program artistic de cântece și poezii patriotice dedicate evenimentului, încheiind cu frumoasă cora Unirii. Au fost prezenți câțiva invitați și părinții copilor. Anul 2018 s-a încheiat cu premierea cuplurilor care au avut 50 de ani de la căsătorie, eveniment prezent de câțiva ani în viața comunității noastre, iar spre sfârșit finalizat cu tradiții și obiceiuri de iarnă. Toate activitățile și evenimentele au fost postate și distribuite spre vizualizarea și cunoașterea cuplurilor. Pe parcursul anului, am participat la întâlnirii trimestriale profesionale ale bibliotecarilor, organizate la Biblioteca Județeană și Biblioteca Municipală Onești. De asemenea, sigur și mențin curățenia toate spațiile din Casa Comunii și le pun la dispoziție pentru evenimentele și activitățile desfășurate. Acum am primit și calendarul cultural, da.
trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri și activități pentru anul 2019, care se prevadă până pe imagini, zgâmbiri și activități. Avem aici un plan de măsuri întocmit de doamna bibliotecară. Noi l-am avut la MAP, am dorit să-l prezentăm din nou sau... Atunci o să dau începere proiectului. La articolul 1, aprobarea planului de măsuri și activități pe planul 2019, care să prevadă îmbunătățirea imaginii bibliotecii și activității, conform anexei care face parte integrantă în prezentul proiect de hotărâre. La articolul 2, după aprobarea produsă la definire de către doamna Cucurina Bibliotecară a Bibliotecii Comunale Bucănești, iar la articolul 3, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de secretarul Comunei Bucănești, Vasilii, doamnei Cucurina, primarul Comunei Bucănești și instituției Prefectului de Bacău. Fiind întocmit de condiția numărul 2, tot noi am și avizat și am dat aviz favorabil. Voi invita cuvânt, dacă doriți să ceva cu marginea și cu trebuie. Deputația mai face parte din comisia 2? Da. La Gheorghe și domnul Chitică. Doamna răspunde. Hai,
dumneavoastră una? Da, chiar l-am citit, l-am analizat. Ca să nu fiu de politicos, ceilalți membri ai comisiei, mă aveți competări? Nu, domnule, e corect. Dă problema bizară. E corect din timpul de vedere gramatical. Poate atunci ești. Mai departe, în partea introductivă,
din punctul meu de vedere, nu știu, poate pe către abordare didactice. Deci, de așa mai departe. Dar sunt niște formulări, poate nu cele mai fericite, ci cele mai utile. Eu aș gândi lucrurile în felul următor. Repet, vreau să ajut și vreau ca nu neapărat numai bibliotecă. Aici suntem într-un concept, într-un loc care se numește Casa Comune, care cuprinde trei instituții. Bun, aia amintit în raport, treaba asta. Mi-a raportul chiar mi-a plăcut. Problema e că noi discutăm un plan de management, niște activități, niște măsuri care, într-adevăr, să contribuie la realizarea misiunii bibliotecii. Doar vorbim despre misiunea bibliotecii care e interesantă. Dacă le gândim la asta, te duci seama, va fi foarte bun. Dar urmează, zic eu, adaptarea la concret. Noi avem un local de cultură aici, avem trei instituții, într-o concepție originală. Aveam Casa Comună, a fost cuprinde cele trei instituții. Dacă v-am zis cu toții, pare că ați sunteți mai mult prin deliberativul comune, o hotărâre de Consiliu nu mai de principiu, că la urma urmei asta contează. Doamna Pușcașul gestionează tot localul, cu oameni de aici. Asta avea și un program care face și așa mai departe. Deci, ca 95 instituții, prima problemă e problema gestiunii fizice, să spun. Trebuie să aibă grijă de tot ce s-a aparit și așa mai departe. Ca să aibă grijă, trebuie să solicite, să spunțiți niște resurse. Când sunt omerite proiecte de buget, dă pe la mine, dă pe la conferență, spune, doamnă, vreau și niște bani pentru asta, pentru asta și pentru asta. Una, în continuare, eu aș, evident, nu că aș lăsa deoparte, că trebuie să ții seama de instruirile la care particip, de sugestii pe care le primiți, calendarul activităților culturale. E bine, astea, evident că trebuie să nu le neglijăm, dar să ne adaptăm activitatea la ceea ce trebuie să facem pentru activitatea culturală în Muncării. Că e clar, într-o discuție care am avut-o și la un dat scrie de acolo, lumea nu poate fi portată bine la mine, cred. E păcat, e mare, are adevăr, am mai discutat aici, scutește mai puțin, predomine online, cu toate bunătățurile de nivele oferite copiilor de prima vârstă și așa mai departe, fără efect cultural propriu-zis. De aia avem numai manele, dependent de tablete, de la copii și așa mai departe. Când știm că s-a întâmplat emisiunea bibliotecii din Bucurea, că discutăm despre biblioteca Dagionar, repet, plecat numai de la bibliotecă. De la locașul ăsta pe care îl gestionezi, mai văzut că ajutoare au fost. Am colaborat la chiar personal la foarte multe realizări, la fel ca și consilieri care au fost prezenți, în primul rând. Ne-am repet de cadrele didactice, în primul rând. La modul palpabil, simplu, considerăm că activitatea și, într-adevăr, imaginea bibliotecii, de mă rog, a Casei Comune, de la tot ce se desfășoară aici, convocarea mai multe lucruri. Că lumea va veni, nu ne-am raportat, că niciodată nimeni nu poate să servească cultură forțată. Asta se petrece numai cu un regim dictatorial, regim bun și ideologie și așa mai departe. Eu m-am gândit, într-adevăr, la niște sugestii. Îți aveți ce crezi că trebuie, într-adevăr, să la un managerial din recomandări pe care le-ați venit în calendar, dar încearcă să
scris la un moment dat acolo, în plan, că ai vrea ca într-adevăr să se reînvie tradițiile culturale ale Comunului. Să vrea la muzeul acolo război de testit una alta și una mai departe. Dar nu poți să vii cu un program de acolo, se spune aș vrea. Prinde concret. Dom'le, mă propun în anul 2019 să organizez, să atrag copiii prin următoarele activități. Cum înseamnă de licențuri. Filipire, două, trei femei. De la primărie de Victorii, din bani, ca să cumpere materiale, și așa mai departe. Dar atunci, o să fie prima mai mulțumită că atragem copiii. Avem clubul aici, avem dotare, mese, puteri, sarcă, ca mai departe. Îți aduc o activitate. Campion de Bogdaner la șac. Campion de Bogdaner la tenis. Stai de vorbă cu învățătorii, cu directoarea și așa mai departe. Nu trebuie să lucrezi cu toată școala, că se urc în cap un mod firesc. Atunci la o modalitate care să fie benefică. Dom'le, cu clasa 8, cei de la școală pot realiza o discotecă, un spectacol de țară. Ai copii ăștia vor fi atunci, vor trebui să socializeze, vor trebui să dobândească niște maniere în comportamentul public, și asta va fi bucuria ta prima dată și noi o să ne bucurăm împreună. Ați văzut la balul Caprei, toți ne așteptam să avem ca faci și să urci în cap. Am scat una alta. Chiar am apreciat că domnul Oancea a fost prezent aici. A fost nemaipomenit. Deci lumea a venit și s-a simțit bine. Scris în program, în bal al mărțișorului, dau un exemplu, nu trebuie să faci ce spun eu. Când vin românii din diaspora, bogdăneșteni, trebuie să organizăm un asemenea eveniment. Și atunci pleacă știință, să se reîncarcă, să le stătească domnul acolo cu vreme, pentru că m-am simțit bine la activitatea organizată la Casa Comunii. Pleacă un domnul, mai postează online și așa mai departe. După mine, asta e maniera care poate domnule Comunii. Ce scuze, dar mă e suport. Mă lasă sănătatea. Mă stăm în frigul ăsta de 3 ori ca și nu știu. La 4 ori ca am vrea să-mi rog. Nu mi-a făcut. Nu mai pun, mă lăsa să te grădă. Mă trumiti celor care ne-a făcut focul. Da, dar nu ne-a făcut ce sunteți aici. Știa să fiu în frigul ăsta. Dar eu nu știu să fac focul. Păi dar nu mi-ai făcut, dar știa să fiu în foc. Trebuia să fie și cineva. Nu mă fost bun, mă. Dar el a ședit în zi. Vă deranjează adevărul?
modificarea anexei a hotărârii Consiliului Local numărul 62 din 21-12-2018 privind acordarea de subvenții din bugetul local al Partidului Bogdanești pentru plata taxei de salubrizare pe persoane fizice în anul 2019. Și propun articolul 1 să se aprobe modificarea punctului 5 din anexa HCL numărul 62 din 21-12-2018 privind acordarea de subvenții din bugetul local al Partidului Bogdanești pentru plata taxei de salubrizare persoane fizice în anul 2019, cum urmează. Persoane singure care realizează venituri numai din indemnizația socială lunară aportată potrivit legii. La articolul 2, după aprobare, doamna Iftin Calina, consilier juridic și doamna Osagie Lenuța, referent în aparatul de specialitate al primarului, vor duce la îndeplinire hotărâre. Articolul 3. După aprobare, secretarul comunei domnul Cioi Vasile va comunica hotărârea primarului comunei Bogdanești, viceprimarului comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabil, doamne Iftin Calina și instituție prefectului Justiției Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii. Avea referatul de avizare la numărul 3, avizul secretarului Cioi Vasile, referatul doamnei Viorica Toma, și expunerea de motive. Cam atât deocamdată. Da, având în vedere că este, de fapt, o modificare la o altă hotărâre care a fost dată luna trecută, deci s-a stabilit clar că este vorba de persoane singure care nu au venit sub suma de 600 de euro. Nu toată familia. Deci s-a înțeles, s-a modificat. E o modificare. Nu am fost de acord și am fost dat un nou favorat. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă doriți să vă spun cuvântul, tot supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc și încă un proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor de operare a instalațiilor de deșeuri și de trupacu numărul 1078, 1087, 164, 2008. Propun articolul 1 să se aprobe actul adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor de operare a instalațiilor de deșeuri și de trupacu numărul 1078, 1087, 164, 2018, prevăzut în anexa care face parte integrată din prezentul proiect a hotărârii. Articolul 2. Se înțelegeată domnul Grigore Ghion de având calitate de reprezentant al Comunei Bogdănești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezentul proiect de hotărâre în adunarea generală a Asociației. La articolul 3, să se înțelegeată președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, domnul Storin Brașoveanu, ca numele și pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, în calitate de mandatar, al Comunei Bogdănești, să semneze actul adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de instalații și de deșeuri județul Bacău, numărul 1078-1087-16-2018. Articolul 5. După aprobare, hotărârea să fie comunicată de către secretarul Comunei domnul Cioi Vasile, persoane nominalizate la articolul 2 și 3, primarul Comunei Bogdănești, Asociația de Dezvoltare și Recomandare pentru Salubrizare Bacău și instituții perfecte județului Bacău și să fie adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Avem raportul de avizare la promisia numărul 1. Avizul domnului secretarul Cioi Vasile, expunerea de motive. Vă mulțumesc. Da. Comisia numărul 1. Domnul Piciu. S-a dat avizul. Ați prezentat. Da, da. Dacă avem